Vorbim despre cazul cu tânărul care a fost agresat în Cămin. Ce puteți să ne spuneți? Deci, în cazul respectiv, în privința agresării acestei persoane, deci eu aș califica acțiunile agresorilor ca un act de huliganism. Respectiv, tânărul, victima respectivă, este cazul să depună o plângere către organul de anchetă, către poliție. Se solicită tragerea la răspundere penală, pentru că noi am observat că este chiar un huliganism agravant care putea să ducă la un suicid, care a dus persoana până la starea de suicid. Respectiv, dumnealui mai are o posibilitate să ceară pe lângă intentarea unui dosar penal, fie separat o acțiune civilă împotriva acestei persoane și să ceară încasarea despăgubirilor, daunii materiale, morale, aduse suferințelor, pentru suferințele cauzate. Totodată, ar fi mai simplu pentru dumnealui să depună la poliție plângere și în cadrul acestei plângeri să depună o cerere de atragerea sa în calitate de victimă și să se examineze cauza penală cu civilă într-o procedură. Deci aceasta va dura un pic mai puțin și va fi mai efectiv și mai operativ. Totodată, este de menționat că în cazul respectiv era cazul ca administrația instituției să intervină prompt și să exmatriculeze agresorii din instituția universitară și din acest cămin. Ceea ce noi am observat că nu s-a făcut, sau dacă s-a făcut, i-a vizat nu numai pe agresori, dar i-a vizat și... Dar nu i-a fost adus la cunoștință că i-au fost dați afară din universitate. Din cămin, da. Deci, totodată este cazul să intervină și universitatea, nu numai căminul, pentru că relațiile acestea ostile vor continua și atâta timp cât părțile nu s-au împăcat, cât ei nu au venit cu scuze publice și nu au venit cu promisiuni că nu vor mai întreprinde acțiuni ilegale împotriva acestei persoane, deci noi vom asista, probabil, că cel mai probabil, la o luptă dintre aceste persoane în continuare. Și atunci, dacă situația acestui băiat se va agrava, deci aici va trebui să răspundă în mod obligatoriu instituția, deci cât universitatea, cât căminul și reprezentanții acestui cămin. Deoarece noi, din observațiile pe care le-am făcut, din aceste imagini, noi am văzut că agresorii sunt foarte agresivi și ei nu sunt dispuși la o împăcare amiabilă. De aceea ei nu au venit în România să-și facă studiile, să-și continue studiile, ci au venit să se ocupe, nu știu, probabil că cu ceea ce nu trebuie. Deci pentru orice act de huliganism, pentru orice acțiune ilegală, persoanele trebuie să răspundă, deci în mod normal. Și cum comentați decizia rectoratului sau cine a luat o decizie? În primul rând, aceasta este ceea ce am văzut noi. Este o informație adusă domnului Turcu Ion privind exmatricularea lui din cămin. Deci, i s-a adus la cunoștință că există o hotărâre a Consiliului de Administrare. Tot ce trebuie să facă el acum și să urmeze pas cu pas este să se adreseze cu o cerere către rector, să fie eliberată această copie acestei hotărâri a Consiliului de Administrare, să vadă cine a semnat și hotărârea să fie una motivată, să vadă el motivele care sunt. Pentru că această informație nu conține motivele de exmatriculare. Dacă motivul este că, așa cum au indicat ei, vă atenționez că deci ei au indicat că a adus prejudicii imaginii universității. Prin difuzarea acestui video. Deci acesta nu este motiv. Cum putea să aducă o persoană prejudicii imaginii universității dacă acest lucru a fost comis? Deci el putea să ducă la suicid. Deci aici nu era imaginea universității, dar aici era imaginea agresorilor. Deci nu a vizat dumnealui prin difuzarea acestui imagini, nu a vizat universitatea, ci a vizat agresorii respectivi. În cele din urmă e nevoie ca el să ceară această hotărâre,
Totodată, odată cu cerere, pentru că i s-a acordat un termen foarte, foarte scurt, el practic nu are remediul efectiv de a ataca această decizie, pentru că pe data de 8 deja nu mai poate să fie primit în instituție. De aceea, concomitent să facă și o cerere prin care să solicite anularea hotărârii Consiliului de Administrare, deoarece nu este de acord. În cazul în care primește refuz, să meargă în instanță și să atace chiar poate să-și angajeze un avocat, pentru că eu vă asigur că un avocat bun va anula acest ordin, în primul rând, și va încasa din această instituție cât daunele materiale, morale și cheltuielile de judecată. Dar este cazul să-și apere drepturile sale până la sfârșit. Dacă va admite și va lăsa așa, deci se primește că instituția în continuare va continua să abuzeze de drepturile sale și să exmatriculeze cine nu este convenabil. Dar din instituție și din imaginile ulterioare care au mai fost difuzate, noi am văzut că toți sunt foarte, foarte agresivi în această instituție. De ce? Există foarte multe riscuri pentru... Da, și instituția, în loc să fie ca un mediator, da, și să medieze acest caz, să-i liniștească pe studenți, instituția, dimpotrivă, merge spre agravarea situației și, respectiv, eu văd o încălcare chiar din serviciul acesta social sau din cămin, administrația căminului, care trebuia să intervină și să calmeze spiritele, nu să-i tragă la răspundere victima, ci să tragă la răspundere doar persoanele vinovate. O plângere la poliție și... Dar ați văzut, chiar ei au chemat poliția și poliția la fel interzicea filmatul. Corect, pentru că probabil eu... Din necunoașterea legii. Eu m-am mirat, chiar m-am mirat acest fapt, m-a bucurat un pic că poliția la ei un pic nu era chiar agresivă să dea peste mâini, cum este în Republica Moldova, dar m-a mirat faptul că, într-adevăr, ei nu fac divizarea dintre local public și privat. Sau nu vor să facă, când legii sunt sigur că previd. Convenabil. Păi, România este parte a Convenției Europene, ei au aderat la această convenție și încăperea localul acestei camera este, cade sub incidența articolului 8, dreptul la viață privată. Deci ceea ce se petrece în camera băiatului este dreptul la viața lui privată. Coridorul este un local public. S-au indignat foarte tare că s-a făcut publice imaginile de pe coridor. Că ei au avut o ședință și s-a făcut publice niște imagini și s-a filmat pe coridor. Atunci când organizez o ședință public în coridor, are dreptul oricine să filmeze pentru că este un loc public. În cazul în care administrația vroia să organizeze o ședință închisă, deci ei trebuiau să găsească un local, să nu permită persoanelor din afară să intre în acest local și să motiveze de ce au de discutat ei în ascuns și în secret. Da, de ce nu ar trebui să fie publică? Ce au de ascuns? Înseamnă că probabil că astfel de incidente mai sunt. Pur și simplu este prima dată când s-a difuzat și ceea ce a fost deranjat pentru ei. În cazul respectiv este cazul cât mai mult mediatizat și poate chiar și televiziunile din România să mediatizeze acest caz, ca ulterior să le fie frică să acționeze ilegal împotriva acestei persoane, ca el să nu sufere mai tare, pentru că noi vedem că din imagine au apărut și amenințări și așa mai departe. Da, însă și faptul că în camera băiatului, cel care a fost agresat, filma deja un alt supraveghetor. Deci el filma, pur și simplu, deși, conform legislației, trebuia probabil să-l întrebe în spațiu privat, dacă are voie sau nu. Pentru că camera era înscrisă după persoana respectivă. Și el chiar a spus în imagine că eu nu vreau să mă filmez. Și asta continua să-l filmeze. Deja vedem aici o încălcare. Deci este încălcarea la dreptul la viață privată și la domiciliu. Chiar cu scuza că ăsta ar fi unul dintre cei care supraveghează. Așa spune el. Păi el trebuie să aibă... El nu a filmat pe coridor, într-un local public, da? Deci el a filmat într-o cameră care nu-i aparține, care nu era după el. Deci cu scuza că ei au dreptul să facă controlul în camere private, inopinat, așa, să bată la ușă și să intre? Ei nu au dreptul să facă controluri în camere, pentru că nu sunt poliția și se începe a face investigații, percheziții. Deci nu au nicio calitate, asta e ideea. Absolut, absolut nu au nicio calitate și niciun drept să vină fără permisiunea unei alte persoane și să intervină.
Totodată pot intra, administrația poate intra fără permisiunea persoanelor, așa cum au făcut, presupunem, în primul caz, când persoana stătea pe... Existau anumite riscuri și au înțeles asta. Viața și sănătatea persoanei, atunci da, ei pot intra. Dar în cazul în care era liniște și pace în cameră, fiecare se ocupa de treaba lui, se filma unul pe altul treaba lor ce fac, deci nu avea de ce să intervină administrația. Deci, în ceea ce privește... Ce au intrat să-i reproșeze că de ce filmează în interior. Că e asta, orice ingerință în dreptul unui cetățean trebuie să fie prevăzută de lege. Legea trebuie să fie previzibilă și trebuie să fie necesară într-o societate democratică. În cazul dat, legea, eu nu am văzut să fi făcut referire ei la vreo lege că există pentru a intra în spațiul privat a persoanei, în camera persoanei și să înceapă să-l filmeze sau să-l percheziționeze sau să vadă ce se petrește și cine a venit la el în cameră. Atâta timp cât se permite, era... Conform regulamentului era permis. Era permis întrevederea. Totodată este menționat că căminul nu este închisoare. Deci persoana este liberă să iasă, persoana este liberă să primească musafiri, să vină cine vrea. Probabil că este un regulament care prevede până la ce oră se permite. Și acolo nu era încălcat, era până la ora 10, era 7-8 seara. Deci, sigur... Cu atât mai mult. De aceea, în cazul respectiv, probabil că administrația nu cunoaște faptul că mai există și o legislație și orice ingerință trebuie să fie prevăzută de lege. În cazul respectiv, ingerința administrației în drepturile acestui băiat, acestui student, deci este una ilegală.